sunt mai multe aspecte pe care trebuie să le punem la punct. În urma analizei pe care au făcut-o colegii mei din primărie, și când spun asta înseamnă toate compartimentele care sunt efectiv direct implicate în a realiza acest puz de care și dumneavoastră aveți nevoie și noi primăria avem nevoie. Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați donat acel teren pentru a construi o primărie nouă, avem nevoie de acest lucru, deci încă o dată mulțumesc. Să trecem direct la subiect, ca să spun așa. Vă spuneam mai devreme că fetele din primărie au elaborat un protocol de colaborare pentru că și primăria este implicată în inițierea acestui puz. Vreau să vi-l dau la fiecare dintre dumneavoastră să-l studiați și într-o perioadă foarte scurtă să ne și dați un răspuns. Dacă sunteți de acord, pentru că imediat după ce primim răspuns oficial din partea dumneavoastră, este nevoie să-l băgăm în Consiliul Local. Așa cum am discutat și cu fiecare de noastră față în față și telefonic, nu putem să inițiem noi puzul, având în vedere că dumneavoastră ați luat contact cu o societate care să vă facă, să facă puzul. Având în vedere că dumneavoastră îl plătiți, noi nu avem cum să inițiem noi puzul, pentru că asta înseamnă că noi trebuie să scoatem la licitație, nu să primim din partea dumneavoastră societatea care să efectiv să lucreze la puz. Pentru acest acord avem nevoie din partea dumneavoastră acord de voință exprimat în scris al tuturor semnatarilor protocolului de colaborare conform obiect protocol. Avem nevoie de adrese de inițiere PUZ în colaborare, cooperare părțile numărul 1-8 către Comuna Poiana Câmpina, adresa tuturor părților sau adrese separate a fiecărei părți. Avem nevoie să ne comunicați completarea protocolului după caz, persoanele fizice, bineînțeles, nume, prenume, complet, adresă, domiciliu, CI, CNP, iar la persoane juridice, denumirea societății, bineînțeles, sediu, cu iu, reprezentant legal, datele reprezentantului legal, respectiv nume, prenume, la fel ca și la persoanele juridice și fizice și, bineînțeles, extrasul de carte funciară de informare.